Раску патриотс. Сегодня спуск ди покурос. Сефил айс. Ел приемный кувой. Сегодня спуск ди покурос. Совет отец Димити фиэце фрумаси аич. Фиэце фрумаси ауни топор диштептат. Фиэце фрумаси ауни топор, каре се ледика дин дюнунг. Ши он че ар фачи ей. Orice ori încerca să facă el să dezbine societate, eu sunt ferm convins, nimeni niciodată n-a să mai reușească să pune acest popor deșteptat din nou în genunchi. Guvernații, pur și simplu, își bat joc și ei își bat joc nu de platformă civică, demnitate și adevăr. Ei își bat joc de propriul popor. Noi suntem nu altceva decât o manifestare a acestui popor. Și dacă lor nu le place de noi, înseamnă că lor nu le place de propriul lor popor. Ce poate să facă în această situație acest popor decât să exprime un vot de plan a celor care își bag joc de el? Noi toți am fost martori evenimentelor de ultimă oră, de ultimul timp care are loc la noi în țară. Numare lupte împotriva corupției. Furtul banilor cu mine arde. Blumarea reformelor la noi în țară. Oamenii nevinovați au umplut închisorile din Moldova. Unica vinovăție a acestor oameni fiind lipsa de bani, că se dă admite judecătorilor corupți, că se dă admite procurorilor corupți, că se scumpere libertate. Libertatea în România țară, din păcate, s-a transformat într-o morfă. Și cei care nu au bani, îi merg la închisoare. Cei care fură milioanele, umblă prin mustinghirii prin țara noastră. Mai mult ca atât, candidează în funcție de primari, candidează în funcție de consilieri prin țara noastră. Unicul merit al lor, că ei știu a fura acest popor mult pătimit. Oameni buni, dragii mei compatrioți, eu vă rog foarte frumos, unica putere pe care noi avem, asta votul nostru, când aruncați buletinul în urmă, vă rog, gândiți foarte bine. Cei care au v-au furat, nu le dați lor niciun singur vot. Ar fi un vot de rușine dacă cineva ar vota acești oameni. Și eu mă refer la toți cei care de lungul acestor ani au furat țara, au jufuit țara. Eu, dacă se poate, eu v-aș adresa câteva cuvinte oamenilor care fac parte din minorități naționale. Уважаемые наши братья и сестры, а сейчас случилось объективно, что нас разделили, нас разорвали, нас растащили по национальным квартирам. Для чего? Для того, чтобы уменьшить нашу силу. Они боятся контракта диктатуры, они боятся того, что наш народ один раз однажды объединится. И все вместе выступят против тех, кто воровал из государственной казны миллиарды. Я призываю представителей национальных меньшинств объединиться вместе с мажоритарной нацией, объединиться вокруг платформы «Демократы Шадивер», потому что наша сила в единстве, только вместе мы сможем победить в этой борьбе. Вот здесь стоят ветераны военных действий, войны на Приднестровье. 91-й, 92-й года, это был первый шаг в утверждении Молдовы как независимого государства. Сегодня мы находимся на втором этапе, который не менее важен и не менее опасен, чем события 91-92 года. Я вас прошу, стимацкую чистоцель, уважаемые наши граждане, объединитесь вокруг платформы «Демократы АДВР». Только все вместе мы сможем построить государство, в котором мы все сможем жить в достоинстве и в правде. Государство основано на принципах правового государства, а не на понятиях. Дражен Леку подвелось, вырой полук, и привык по Франции в Божьих Тилах, Рыбина Тасова, Рыбина Негра, Рыбина Булгарина, Мирой Пост, Рыбина Тиаза Чили, Чили Шичина, Рыбина Бразилия, унизывай Рыбина Жуна, по форме Демократии АДВР, что Виктория, а сын партии Лео, Виктория, если у вас в Тюдусе, Виктория. Виктория! 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 Дорогие мои, здравствуйте!
Ваші водачі, Голюмі, Омари, Деванін, він тільки районі, нас носи став маслину. Є екстраординарка, а часто societate, поборо ностро, са уніт на індивній платформі чинчі демнітат ша денор. Adevăr, este minunat pentru că se creează o unică forță care poate scoaguleze în jurul ei întreaga societate. Dorința noastră este să manifestăm în liniște, în pace, calm, pentru că suntem și asigurați, inclusiv de poliție. Poliția e cu noi! 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 Război, cu noi sunt toate entitățile din această țară. Cu siguranță că vom reuși, doar prin unitate, prin coeziunea gândurilor și faptelor noastre, vom reuși. Vor cădea, indiferent că vor sau nu, guvernanții corupți care ne-au furat, ne-au prădat, ne-au trădat, în ultimă instanță, ne-au trădat demnitatea și onoarea. De aceea și suntem aici, împreună cu voi. Noi încercăm să vă reprezentăm. Avem nevoie de votul dumneavoastră ca să mergem înainte cu fermitate și să obținem victoria pe care și-o doresc fiecare. Promitem jur aici. Nu urmăresc personal și colegii mei, nimic individual. Nu am milioane de nimic, am copii sănătoși, familie și așa fiecare. Mă doare pentru că foarte mulți dintre doar trăiesc în sărăcie și în nevoie. Deschidem ușoară. Vom începe în mod oficial mitingul nostru cu imnul Republicii Moldova, care în mod normal, ca toată lumea civilizată, trebuie să ne unească pe toți. Să ne unim sub același drapel al Republicii Moldova și sub același imn limba noastră comoară. Am să rog pe cei din o secundă. Atenție la imn! Această piață, exact, piața Marea Verde Națională care ne aparține ca și tu un fiecare cetățean din această țară. Eu astăzi, iarăși, sunt în fața dumneavoastră pentru că am ajuns la concluzia că cetățenii sunt primii și unicii care astăzi eu pot să-mi dau voturi de încredere. Eu nu mai am încredere în clasa politică, eu am încredere doar într-o singură entitate în țara asta. Și această entitate se numește Cetățenii Republicii Moldova. Voi sunteți puterea, voi sunteți speranța mea. Noi suntem puterea, noi suntem țara. Noi suntem țara, noi suntem țara. Noi suntem puterea,
Noi suntem puterea! 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 Când minunată este această clipă, atât de multă lume din toată Republica, într-o voce, într-un glas, să strigăm cu toții, noi suntem puterea! Noi suntem puterea! Noi suntem puterea! Noi suntem puterea! Prioritate vom reuși, numai împreună, cu adunați la această masă puternică, invincibilă, împreună vom reuși, cu siguranță. De asemenea, vreau să reamintesc tuturor celor care reprezintă clasa politică. Acesta este protestul cetățenilor. V-am rugat de atâtea ori, coborâți steagurile! Noi avem aici doar un singur steag. Este steagul Republicii Moldova și al doilea este steagul aspirației noastre. Acolo unde vrem să mergem, acolo unde sunt rudele noastre și care și-au pus speranță, au văzut că ne-am trezit. De aceea vă rugăm, unicile speranțe și unicile steaguri care sunt aici sunt steagurile care reprezintă țara noastră. Ceea ce ne reprezintă este credința în Dumnezeu, dragostea de țară și unitatea de neam. Vom fi împreună cu siguranță să facem lucrurile treptat. Acum contează foarte mult ca vocea dumneavoastră, vocea fiecare dintre noi să fie auzită și luată în calcul. Astăzi se dă al doilea, se arată al doilea cartonaș guvernării noastre. Eu înțeleg foarte bun, foarte bine că sunteți obosiți, veniți de departe, dar ne mândrim fiecare dintre dumneavoastră. În continuare trecem la lista de vorbitori și vreau să-i dau cuvânt lui Alex Kozer, unul dintre tinerii cei mai curajoși din țara asta. Eu vreau ca fiecare tiner să fie la fel de curajos cum e Alex și să scrie adevărul. Alex, toată speranța în tine! Bravo! Bună ziua, fraților! Fraților! Ultimile săptămâni au fost unele foarte grele pentru noi. Guvernarea criminală a început să manipuleze, să arunce cu murdărie în platformă civică de unitate și adevăr, să facă tot posibilul pentru a împiedica acest meeting al poporului, acest meeting al oamenilor. Văzând că nu au nicio șansă, au încercat să ne împiedice accesul în piața mare a Dunării Naționale. Plahotniuc și-a scos ultimul as din mânecă, cel mai ascuns, iar ultimul său as din mânecă este Chimpu, acest trădător al națiunii. L-a scos! Uitați-vă la el, criminalul și trădătorul! Jos trădătorul Chimpu! 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 Fraților, știu că aici sunteți mulți care ați votat Partidul Liberal la 30 noiembrie pentru că ați crezut că este o forță în care se mai poate spera. Dar ceea ce au făcut ei astăzi, venind peste noi, băgând mașini, băgând autobuze, camioane, pentru a ne împiedica să ne adunăm aici, le developează adevărata față. Știu câte presiuni au fost puse asupra voastră în aceste ultime săptămâni. Mi-au povestit oamenii cu lacrimi în ochi, cum șefii lor de la instituțiile de stat au încercat să îi împiedice să ajungă aici. Dar voi, fraților, ați demonstrat curaj, ați demonstrat demnitate și ați venit cu toții aici. Ați venit cu toții pentru a manifesta din nou. Știu că mulți dintre dumneavoastră, dintre prietenii dumneavoastră, se întreabă ce rost au aceste manifestații. Oare nu trec ele așa ca un mic val? Nu, fraților, și vă voi spune de ce. În primul și în primul rând, aceste manifestații au deschis ochii prietenilor noștri din Occident, prietenilor noștri americani și europeni. Ei, la fel ca și noi, au fost dezamăgiți de această guvernare criminală și coruptă
care ne-au furat visul european, care ne-au furat speranța la o viață mai bună, la bunăstare, aici, la noi, acasă. De la 3 mai, de la ultimul nostru meeting, cele mai importante instituții media din lume, începând cu CNN, începând cu BBC, cu Financial Times, cu New York Times, cu Gazeta Viborța, cu Frankfurter Allgemeine Zeitung, au scris ce se întâmplă în Republica Moldova, au scris despre miliardele furate, au scris despre criminalii de la guvernare. Fraților, un alt semnal foarte important pe care l-am văzut, care ne demonstrează că manifestațiile noastre și au rostul, și unul foarte important, sunt mesajele care au fost transmise de către ambasadorii Statelor Unite și ai Uniunii Europene în Republica Moldova. Domnul James D. Pettit, excelența sa, a fost la începutul acestei săptămâni la o emisiune la Jurnal TV, în care a spus extrem de categoric și de clar că Statele Unite, că partenerii europeni nu mai pot tolera această guvernare criminală. Dar știți de ce au spus-o acum? Pentru că ei până acum au fost șantajați de Filat, de Pahotniuc. Aceștia au șantajat partenerii noștri europeni, mințind că ei sunt singura forță pro-europeană. Dar nu, fraților, noi astăzi aici suntem adunați sub steagurile Uniunii Europene. Iar partenerii noștri din Occident, partenerii noștri din Statele Unite, din Uniunea Europeană, știu că cel mai bun aliat al lor în Republica Moldova suntem noi. Suntem poporul. Noi ne dorim aderarea la Uniunea Europeană, aderarea între statele dezvoltate ale Europei și ale lumii. Acolo ne vom alătura și de România, pentru că știu că foarte mulți de aici simt și trăiesc românește. Dar nu doar Uniunea Europeană se va realiza acest deziderat. Iar acest lucru trebuie să-l înțeleagă toată lumea. Fraților, în continuare, noi vom continua aceste manifestații. Noi în continuare le vom demonstra partenerilor din Uniunea Europeană și din Statele Unite că aici, în Moldova, se mai trăiește european. Că aici, în Moldova, obiectivul nostru este integrarea europeană. Iar noi, împreună cu partenerii noștri occidentali care ne susțin, vom băga spaima în acești criminali, îi vom înfricoșa, îi vom scoate de la putere și îi vom trimite la pușcărie, acolo unde le este locul. Moldova europeană, Moldova integrată în Uniunea Europeană, este Moldova care va fi salvată, este Moldova care va trimite odată și pentru totdeauna toți criminalii la pușcărie. Criminalii la pușcărie! 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 Am fost anunțați acum că s-au apropiat aici de noi și reprezentanții de la Bendier, de Tigina. Vă salutăm cu drag! Avem susținătorii din Tigina. De asemenea, susținătorii de la Orfei au ajuns aici. Această situație devine neîncăpătoare. Mulțumim, domnul Chertoacă, că ne oferă și celălalt spațiu. Prietenii din Partidul Liberal, uniți-vă cu noi și o să fim o forță de neînvins. Acum, dragul meu, invită microfon pe prietenul nostru expert economic, Gheorghe Constandache. Bună ziua, stimați concetățeni! Dragi compatrioți, vreau să vă aduc la cunoștință că zilele trecute, începând cu ziua de miercuri, joi, ieri, au avut loc întâlniri secrete între reprezentanții Partidului Liberal în frunte cu Chimbu, Chirtoacă, care s-au vândut și au vândut demnitatea, adevărul, onestitatea și au vândut țara. Jos trădătorii! Jos trădătorii! Jos trădătorii! Jos trădătorii! Jos trădătorii! Dragi compatrioți, vreau să vă aduc la cunoștință că în localitățile din Republica Moldova
se fac jefuiri și furturi, se fac hoții, aceleași hoții care se fac și la nivelul central de țară, organizate după formula și schemele care au fost pus la cale de prahatul. În special vreau să vă spun că în Chișinău, chirtoaca care s-a vândut lui Pahatiuc, Păpușarului, a implementat aceleași mecanisme și forme de delapidare și furturi din bugetul de stat al Chișinăului. În ultimii 4-5 ani, mai mult de 3 miliarde de lei au fost formate pe diferite scheme de delapidare. Jos chirtoaca, hoțul! Jos chirtoaca, hoțul! Jos chirtoaca, hoțul! Republica Moldova are nevoie de liniște, dreptate, adevăr și, dreptate și onestitate. Demnitatea și adevărul trebuie să fie cele călăuze după care noi trebuie să ne conducem, indiferent de ce particularitate politică sau demnitate sau etnie din Republica Moldova. Vreau să vă spun, unica soluție pentru a depăși liniștea, repede, într-o formulă de cel puțin, de cel mult, 2 ani, este reconfigurarea guvernului actual prin instaurarea guvernării provizorii, în care să-și găsească reprezentanții în mod obligatoriu și necondiționat reprezentanții societății civile în toate nivelele de guvernare și administrare politică, în special în structurile de drept, justiție, economie, financiar, monetare, că au fost juzgate și absolvite Păpușarului. Noi, platforma de unitate și adevăr, avem experți onești, avem specialiști, avem oameni care pot să se implice. De aceea noi trebuie să cerem guvernării decapitare de mafioți și conducători din umbre, de oligarhi, ca în locul lor să avem o guvernare numai prin, în comun cu reprezentanții societății civile. Noi nu suntem mai proști, noi suntem mai deștepți ca ei. Însă ei, oligarhii, au îndobitocit toată populația. A sosit timpul să se punem în față demnitatea și adevărul. Nu formulele de tot și hurt. Astăzi, toți cei care stau în fotoliile de la Centrul Național Anticorupție fac declarații în folosul lui Pahatiuc. Drăguțanu, ba zice că au fost furați banii, ba zice că nu au fost furați. Gurel iese și manipulează cu câteva cuvinte că gata, începe procesul de judecată. Oameni buni, toți aceștia trebuie să fie eliberați din funcții, de miști, iar în locul lor trebuie să devie oameni corecți, oameni cinstiți, curați, care să fie orientați să ducem țara aceasta spre vectorul european. Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Cerem guvernare provizorie! Cerem guvernare provizorie! Cerem guvernare provizorie! Cerem cuze, invităm la microfon un membru activ al platformei 5, Bielu Plungheu. Noi trebuie să ținem minte că în continuare ne vom ține pe tineri, tinerii care au aspirații, tinerii care luptă. Și pe ei trebuie să-i împingem înainte, pentru că ei sunt viitorul nostru. Tinerii, vă rugăm, luați atitudine, tineretul studios, luați atitudine, sunteți martori cum clasa politică nouă astăzi ne fură locul nostru unde noi aici ne-am căpătat independența. Și vă rugăm minte, una o clipă, susținătorii noștri din Bulevardul Ștefan cel Mare, un pic apropiați ca să nu împiedicăm desfășurarea celelalte activități. Vă rugăm, un pic mai spre noi, ca să fim și noi uniți. Dinu? Bună ziua tuturor! Bine, Plumbeu! Eu mă bucur că
la fiecare manifestație tot mai multă și mai multă lume se adună. Eu am avut o nespusă bucurie când am văzut panourile cele acolo cu Iedineț. Eu sunt din Iedineț și am o satisfacție enormă să văd că cei din orașul meu au venit să protesteze. Văd Dondușeni, Ialoveni, Hânceș, Cahul, toată țara este aici. Trebuie să vă mândriți de prietenii și familia voastră care au ieșit astăzi aici în piață să protesteze. Am avut pregătit un discurs, dar când am venit și am văzut că oamenii revoltați, oamenii care se sufocă în sărăcie, sunt nevoiți să stea aici într-un colț, ascunși de lume și să nu le permită accesul în piața mare a adunării naționale. Asta e realitatea din Republica Moldova. Poporul trebuie să se mulțumească cu un puțin în timp ce 2-3 oameni fură din imobilul statului, privatizează piața mare a adunării naționale. Ce se întâmplă, domnilor? Am să-l citesc pe Martin Luther King. I have a dream. I-am un vis ca tinerii acestui stat să nu mai fie nevoiți să iasă de fiecare dată în piață și să dea jos guverne corupte, putrede. M-am săturat să lupt și nu mai am forțe de atâta mizerie care se întâmplă aici. Am spus, de fiecare dată suntem nevoiți să ieșim în piață și să rănim rahatul de urma lor. Domnilor, ce se întâmplă? Ne se fură viitorul. Oamenii, tinerii, sunt nevoiți să plece peste hotare. Nu am mai rămas prieteni din copilărie aici în Republica Moldova. Toți au plecat, am rămas eu aici și trebuie să ies de fiecare dată în stradă și să chinui. Domnilor, nu ne mai furați. Domnilor, întoarceți-ne miliardele. Ce se întâmplă? Am un vis. Am un vis că oamenii care se tind mari patrioți o să uite de flagurile partidelor, de culoarele de partid și o să-și aducă aminte că sunt doar 3 culori importante pentru noi. Roșu, galben și albastru. Mereu în inimile noastre. O să mă trezesc și o să cred că tot coșmarul ăsta care se întâmplă cu noi a fost doar un simplu coșmar. Iar Dodon, Pacotniuc, Filar, Boron, Ghetu stau la pușcărie, acolo unde le este locul. Niciun loc pentru clarul mafiot! Nu mai avem niciun loc pentru clarul mafiot! Nu mai avem niciun loc pentru clarul mafiot! Nu mai avem niciun loc pentru clarul mafiot! Avem cu toții un vis! Vașidinul are un vis care nu trece mare speranță să realizeze. Noi cei de vârsta mai mare, să zicem, de vârsta mea, am avut un vis în 92, din 89 încoace, să avem o țară liberă, o țară în care să aibă loc toate entitățile de aici. Toți oamenii, străzi în pace, în liniște. Guvernanții corupți, ticăloșii de toată lumea ne-au dispersat, ne-au părțit pe partide, partiduțe, toți au încă prostit. Iată șansa unică când partidele din Republica Moldova trebuie să înțeleagă că în unire, în această puternică forță, putem să facem în țară. Și acest lucru se va face și cu sprijinul veteranilor de război, acei care au dus greu război în 92 statele. Deci avem să venim la microfon pe unul din simbolurile acelor timpuri grele, generalul Anton Cămărari. Stimați concetățeni, îmi scot chipiul
în fața dumneavoastră. Am emoții că văd în fața mea lumea care are fețele zâmbitoare, luminate, care năzuiesc totuși la un viitor care poate să ofere anume această mișcare care e în fața dumneavoastră. Acei care sunt de la Platforma Civică Demnitate și Adevăr. De ce vă spun așa? Aici vedem în fața dumneavoastră ziariști, avocați, scriitori, tineri, oameni mai în vârstă, care nu s-au temut, care și-au asumat răspunderea în fața poporului. Ei, cu timpul, se vor transforma în politicieni, în acei care ne-or conduce mai departe și ar putea din țara noastră a face ceea ce noi dorim, dar nu să-și bată joc cei care e peste noapte au venit și ne fură de pradă să-și bat joc de noi. Astăzi, noi suntem cei care am fost veterani de război și suntem cei care am luptat în zilele cele grele din 91-92. Suntem tot cu dumneavoastră, suntem cu poporul, suntem cu platforma. Și vreau să vă spun că acești bravi bărbați, cum au luptat pentru țara atunci, jertfindu-se pentru ea, și acum vor fi în stare să vă apere pe dumneavoastră, să-și apere țara, neamul și poporul. Pe drapelul veteranilor e scris pentru țară și neam, și noi nu putem altfel să dăm înapoi. Mulțumesc de tot sufletul. Acum la noi e luna iunie. Cu părere de rău, 23 de ani în urmă, în această lună au fost cele mai crâncene lupte, inclusiv și cu armata 14, cu toți veniticii veniți din toată Rusia. N-am rezistat, n-am dat un pas înapoi. Au dat înapoi numai policienii de pe atunci, lașitatea lor și frica. De aceea, eu vă rog, stimați concetățeni, o minută de reculegere pentru bărbații cei care au rămas pe câmpul de luptă și nu s-au mai întors acasă. Vă mulțumesc! Și am încă rugăminte. Noi aici vorbim de cei care ne fură, ne pradă și așa mai departe. Dar noi nu vorbim de cei care au dat jurământ țării, au sărutat drapelul lângă președintele țării și la urma urmei iarăși au permis celor din diferite partide, oligarhilor, să fure, să prade și să-și bate joc de noi. De aceea, vă spun cinstit, așa persoane nu trebuie să fie nici chiar în țară. Trebuie să fie acolo unde e locul lor, la închisoare. La închisoare. Hoții la pușcărie! Hoții la pușcărie! Acolo ne este locul! Șor la pușcărie! Drăguțari la pușcărie! Toți mafioții la pușcărie! Hoții la pușcărie! Ca să continui doar în gândul domnului general. Numele acelor care au căzut în lupte pentru această țară sunt astăzi săpate în granit. Cine își amintește de ei? Dacă nu toți veteranii. Am fost de zeci de ori convins de faptul că guvernanților le încurcă ceea ce au făcut eroii acestui neam.
ăștia care se află astăzi la guvernare au cules roadele și de acest lucru strâng fiecare dintre dumneavoastră. Ei nu au câștigat nimic, dar legal și ordine, ceea ce este extraordinar. Dar vai de țara care nu are, care nu are nevoie. Noi nu avem pe noștri. În continuare, invităm la microfon doamna Zinaida Gorbăceanu. Vă rugăm să ne țineți un discurs motivațional cu ocazia acestei mari adunări. Bună ziua! Mă bucur extraordinar să văd atâta lume și sper că este și Călușeni aici, de unde vin eu. Nu m-am gândit niciodată să mă urc în scena asta. Vin să mă împărtășesc. Ieri am fost sunată de o domnișoară la Partidul Liberal. Doamna Zinaida, veniți mâine în piață, cât la ora 12:30 să ne cântați. Și am zis, n-am înțeles, noi mâine ne adunăm nu pentru manifestări culturale, noi mâine ne adunăm complet pentru altceva. Și eu mă pregătesc de mult pentru această adunare. Păi nu, dar vom fi acolo toți, nu, ceva am stat eu așa, eu nu sunt om politic, oameni buni, nu sunt mama trei copii, dar am zis, nu, domnișoară, eu mâine nu vin în piață să cânt, eu mâine vin să-i exprim nemulțumirile, eu vin să protestez mâine. N-am știut ce se întâmplă azi în piață. Când am venit, am rămas fără grani. Văd acolo Partidul Liberal, văd aici lumea care, pentru care eu azi vin. Mulți stimați colegi, artiști, nu vă mai dați provocărilor. Noi suntem ca și acea pehotă, să zice, în limba rusă, nu știu, în română. Soldații care merg înainte și sunt puși primii sub gloanțe. Mulți stimați artiști, colegi, nu mai plecați cu partidele să cântați, pentru că pentru voi se adună lumea, nu pentru ei. Îmi pare rău că în partea aceea acum nu mă aud pentru că este gălăgie, dar vă rog frumos, eu știu că mesajul meu are să ajungă la ei. N-am cântat niciodată pentru partidul, nu m-am vândut. Am cântat pentru Partidul Liberal, dar fără bani. Dumnezeu e martă că am sufăr aici înainte. Pentru care mă împărtășesc în fața dumneavoastră. Prin urmă a fost chemată și mi s-a dat titlul de artista poporului. Eu nu mă decid de el. Eu cred că eu l-am primit pe demnitate, dar eu știu că eu n-am luat bani pentru a cânta. Eu m-am dus și am cântat poporului fără bani pentru partid. Mulțumesc! Bravo! Eu m-am dus și am cântat pentru o idee națională. Eu sunt mama trei copii. Eu am trei feciori. Doi au plecat din țară. Mai am unul și mă tem să nu plece și aici. Oameni buni, să luptăm pentru ca copiii noștri să rămână aici. Vă mulțumesc tare mult! Colegi, nu mai cântați pentru partide! Oamenilor de altfel, nu vă mai gândeți! Astăzi alături de noi sunt acei cu demnitate, care au anunțat că sunt alături de platformă civică, demnitate și adevăr, lume de artă. Vreau să invit în scenă o echipă întreagă. Cei care mai sunt aproape, vă rog, veniți în față. Apropiați-vă de scenă! Bravo! Bună ziua, fraților! Bună ziua! Cred că vă cunoașteți toți, eu cred, prin rupță și în piața mare a adunării naționale, cu adevărată, aici în soare, fără nicio umbră, pe acest pătimit pământ. Eu m-am săturat să scriu muzică și pe versul lui Ion Proca. În țara asta fără legi, ciorile mai zboară încă, te ciupesc și te mănâncă, desau ochii peste cap. Doamne, pleacă fruntea peste țară, cu mulțumirele și din voi, că mi-e frică și mi-e groază, Doamne, sângele să curgă în ploi. E scrisul nostru de pe cruci, în ștercul în soros burete, ne vor în țara noastră cruci, ne vor la zid și la perete. Păcat că unii dintre ai noștri îi limbi pe față și pe dos, umblând din urma lor ca proști, să le arunce cât de nos. M-am săturat să cânt așa muzică, vreau muzică frumoasă care o merit. Mulțumim!
într-adevăr, de câteva săptămâni... Dumnezeu, vreau să ne prezint, că rog ca lumea să ne cunoască și mai bine. Fă dumneata treaba asta. Îmi spune Tudor Botin... Mulți ani în urmă, când abia se trezea neamul nostru, dacă cineva vroia să mă găsească, acel cu trei copii, cu trei fetițe. Am fost primii acolo în fața lui Eminescu. Eu astăzi asist aici la o zi foarte rușinoasă, când neamul nostru încă o dată se împarte în câteva părți. Este o zi al trădării, este o zi al rușinii. Astăzi, nu știu dacă ne dăm seama, dar încercăm să dăm puterea celor care îs roși de culoare, de cei de la răsărit. Cineva spunea că este unitatea de măsură într-un domeniu altul. Unitatea de măsură, vreau să zic că a patriotismului este un dobând, da? Eu nu știu, de atâtea ani eu tot ne spuciumăm aici și n-am adunat niciun dobon. Alții abia s-au trezit și s-au rogi din dobon. Și vreau să-mi spun un lucru. Astăzi încă cineva trece în echipa aceea. Este o rușine. Noi, ca neam, tot numindu-ne că suntem buni, într-un moment dat ne-am dat seama că bunătatea noastră ar fi soră cu prostia. Niciodată, niciodată să nu încercăm să trădăm ceea ce am câștigat, ceea ce am început. Dar astăzi vă spun că este o zi a rușinii, oameni buni. Să fim demni de ceea ce am început, de ceea ce au nădejde cei de la țară, ca poate cu greu să pot deplasa încoace. Eu vreau să vă spun, în felul ăsta, cum s-a întâmplat astăzi, a fost împărțită Dacia noastră, dacă vă aduceți aminte, în câteva, vă zic că, părți mari, așa, în câteva principate. Și în felul ăsta, expresia ce împarte și domină, iată astăzi încă o dată avem. S-a împărțit și să încearcă să se domine. Nu trebuie să ne împărțim. Trebuie să fim unul întreg, oameni buni. Unire! Unire, mă domnule! Unire, dragii noștri! Unire, mă domnule! Și așa vom duri! Mai am o rugăminte pentru toți participanții în această manifestare, din centru, după Bunăvoastră cel cel mare. Facem parte din strâmbătorul ca poliția și colegii mei să-ți poată face treaba așa cum o cere legea. Vă mulțumesc! Vă apropiați un pic de această scenă. Acum, o fie cuvântul lui Cătălin Jusan. Stimați concetățeni, mă bucur foarte mult să fiu astăzi alături de voi. Să știți că eu fac parte din îngașca de artiști tineri. Din păcate nu văd foarte mulți tineri în această piață mare, adunare națională, dar sunt sigur că ni se vor alătura. Vreau să văd mâinile tineri mari în sus, toți tinerii care sunt alături de mine. Vreau să știți că și pentru voi noi încercăm să transmitem mesajul mai departe. Împreună cu ceilalți artiști tineri care, din păcate, astăzi nu sunt alături de mine, dar au semnat împreună cu mine, împreună cu cei mai în vârstă, reprezentanți ai culturii, pentru că fără cultură, fără glasul culturii, nu avem cum să mergem mai departe, nu avem cum să facem niciun pas înainte. Numai cu cultură o să putem să mergem mai departe. Atâta ne-au făcut, ne-au disfărțit chiar și azi, îmi pare rău, îmi pare rău că nu înțeleg, că nu mai uniți. Numai împreună, numai unul lângă altul, numai dând mână cu mână, să putem să mergem mai departe într-un viitor pentru copiii noștri. Îmi pare rău că nu sunt toți cei tineri care trebuiau să fie astăzi. Nu vă fie frică, mie nu mi este frică. Gândiți-vă la copiii voștri, gândiți-vă la nepoții voștri, cum și părinții noștri s-au gândit la noi. Atunci când am ieșit în 89, când am mers la cercunat cu Alexei Matievici, atunci când au răsunat primele piese patriotice în Piața Mare, la Adunări Naționale, nu ne dăm până când nu ne recâștigăm libertatea. Curaj, curaj, dragii mei, mult curaj, curaj! Și vă rog încă, mult curaj! Colegii, supriți-vă, sunt foarte mulți artiști care
Vreau să vă apropiați cei care stau pe Bulevardul Ștefan cel Mare, mai aproape de noi, cei care sunt alături cu sufletul și inima de noi. Lăsați pe cei care consideră că trebuie împărțită piața asta mări naționale. Piața asta e noastră, nu e a lor, nu e aici, e a noastră, e a tuturor. Trebuie să fim toți împreună, întotdeauna împreună, uniți o să mergem mai departe. N-avem nicio șansă să mergem fiecare cu cretina lui. Ce o să facem dacă azi o să mă gândesc la casa mea, vecinul la casa lui și niciodată nu o să mă interesează că gardul e rischit între noi. Ce mai facem, oameni buni? Cât se mai poate? Hai să ne ajutăm! Hai să punem mână de la mână să scoatem țara asta din rahat, că nu se mai poate! Trebuie să mergem cu fruntea de sus, să ne fie un curaj în suflet, să ne mândrim cu țara asta, să ne povestim celor de afară că avem o țară frumoasă, nu glot, nu mizerii, nu corupții, nu gunoi! Avem dreptul să trăim într-o țară frumoasă, cu câinte, cu suflet, suntem un popor de oameni talentați. Vreau să arătăm celor de afară că nu suntem doar talentați, dar și demni de talentul nostru. Că cel de sus ne luat un talent, dar trebuie să fim uniți, oameni buni. Uniți într-un viitor comun, că altfel nu mai avem nicio șansă. Uniți împreună! Unirii moldoveni! Unirii moldoveni! Unirii moldoveni! Unirii moldoveni! Mulțumesc mult! Să știți că acesta este doar începutul! Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au venit din raioane, de la nord, de la centru, de la sud! Vă mulțumesc de suflet! Noi, artiștii, vom fi alături de dumneavoastră și vă vom susține! Vă vom susține cu cântec, cu vorbă bună, cu poezie! Alături de voi, pentru că doar pentru voi trăim! Vă mulțumim mult! Unire, moldoveni! Unire! Mă adresez colegilor mei care sunt în centru acolo, de bulevar. Vă rog, faceți așa încât să nu apară nicio altercație. Nu avem nevoie de lucru acesta să fie miluți. Vă rog în manifestare niște pașe și cu demnitate. Vă rog încă o dată, un pas spre noi, la cei care sunt cu platforma. Vă invităm spre liberare, că suntem și noi fiii acestui popor. Mulțumim artiștilor care au fost aici lângă noi pe scenă. Era domnul Constantin Cheianu care s-a apropiat și a spus că se simte rău. Dacă se simte mai bine, vă rugăm să vă apropiați. Anatol Durbalu și Cornelă Bodgros erau tot pe alături. Dacă puteți, sunt atât de importante aceste nume pentru noi. Domnul Constantin era cu noi, dar în continuare... Dați-mi voie să-l prezint acum, cavalierul Ștefan cel Mare, Ion Grigoriac. El reprezintă astăzi mișcarea Consolidării Civice. A fost creată o mișcare a cetățenilor, Consolidarea Civică se numește, care în care se poate regăsi orice cetățean. Vă rog. Stimați compatrioți, astăzi ne-am adunat în piața Mare a Adunării Naționale pentru a spune nu proceselor negative ce au loc în țară. Criza economică, guvernare de calitate proastă, furtul de miliarde din buzunarul cetățenilor, mimarea realizării reformelor și camuflarea corupției fără proporții, tergiversarea și frânarea procesului de integrare europeană. Aici prezentăm veteranii de război pentru integritate teritorială și independența Republicii Moldova. Atunci, în 1922, spune trânșele, vărsând sânge, niciodată nu ne-am imaginat să ajungem la timpul când copiii celor decedați pe câmpul de luptă, invalizii de război, văduvile, părinții căruși ce au căzut răpuri de gloanțe, să nu aibă o sursă de existență. În același timp, gruparea mafiotă și criminală, condusă de cei trei vlazi, fără miliarde și conduc țara, poporul pe 30 noiembrie 2014 a votat pentru coaliția pro-europeană. Până la urmă însă ne-am pomenit cu Partidul Comuniștilor din coaliția noastră oață anti-europeană. Atunci când locul lor este nu lângă noi, ci în ceaunul cu spoală cu copite. Cărdășenii dintre aceste trei partide, PNPNE, PC și PD, ne-au furat viitorul Uniunii Europeană, ne-au deformat țara, au dezamăgit poporul și ne-au făcut de râs în toată lumea. Cum este posibil că tovarășa Zena Greceanu, care în 2009, pe 6 aprilie, la un post de televiziune
Америка Копоник, вода команда Софини Пушкарц, на кого еще демонстрация в Пашниче, и раз из быстро сборешься с тем фунтом муниципаль Кишинев, а через проходил Карл Каут Энтерпрену, степень версии Кишинев, что ж бак и жоп не попор, фурин манипарты миллиарды. Just Mafia! 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 Печат Микон Товарищев Дагон Шерсатый, Коресинчик Акционер Публича Молдова, Шеба Стабилизации Субранца Национала, Шин Дирицат Акцеви, Пефуриш Промодец Федерализации Публичи, Ярмина Промирина Купен Поменен Кукыкан Башкан, Инфунта Фикар Вайлон. Печат Сатолеразу Плекарну Дагона Москва, Клубу Фусалки Депутация Дома Тестат, Ингресен Примиц, Конечно, герой, да ты фабсен, предатор Децаре, желаешь органы обилитации с фактом ушла узит, бежачего. При этом дестабилизовываешь пропаганду против статуи, а часто товары в кобр дикаты читатения, че пусть на пушкарине. На пушкарине! На пушкарине! На пушкарине! На пушкарине! Против на пушкарине! Мама и Молдова все отмите, козла целат, карафос был нижней функции для премьер-министру, центр коррупции, а с одной есть им пушкарие, и че таче прокуратура генерала, центр национальной антикоррупции, да как чешки не дефис, а он колкат приветвери в медиши принципе не статус и дреб. Патя в ЦУМИ не такие реализации рекордера актуально говернали, и ука периода детин, а у стимул назад мобилизали ностры, шимай в чем. А все осталось конституты мешкали консультатори Цивичи, когда дреб объектив, я консультат точек от этой Республики Молдова, за этим примером ветеран разбой, он мог был контра коррупцией, фонда дезертиров, мафиотцев, что криминалеров, директивы на цели, я в конце царя Чекоценеров, Петра Кортинов, процесс инвенты грани, полмина европеяна. Но ветеран разбой, который с этим мембри мешкали консультатори Цивичи, членом Дениса Евидяки, а губернатору Бенча Националу, а прокурор генерал, а кондуцери ЧМА, а министру жудистич, а автор генитар Тухар. Традия распунили каналы, а тут он персональный респонсабельный аппликатор причетный для сестрадзери, а миллиардовым, Бимбарни и Фуглич, шире ступление мигратор Бронилс Рос. Вольный цуми пятый президент задумывался из трепаться на национале, вон в его мире, вон в такой для мафии, для Адвернали, чего он плачет в Виетору купил ностры. Молдова, Ария Виетор! Молдова, Аля Вигор! 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 Se încearcă provocări, se încearcă provocări. Nu vă vedeți la aceste provocări. Haideți să fim pașnici, să fim civilizați, așa cum am demonstrat-o de fiecare dată când ne-am adunat la îndemnul platformei civice de unitate și adevăr. Protestăm civilizați, facem ordine în stat! Jos provocatorii! Jos provocatorii! Jos provocatorii! Jos provocatorii! Jos provocatorii! Жест провокаторий! Жест провокаторий! Жест провокаторий! Жест провокаторий! Жест провокаторий! Жест провокаторий! Граждане! Либерал, веніть кулой! 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 Граждане! Офіцери! Responsabil de urmă publică, vă rog să aveți grijă de acest segment. Nu ne dăm niciun act de violență. Dacă el ne provoacă, imediat polițiștilor vă rog să-i predați. Provocatorii predați polițiștilor. În continuare, invităm membrii platformei civice
Igor Bățan, care o să ne țină un discurs. Igor Bățan reprezintă pentru noi sursa de adevăr și de inspirație. Igor Bățan! Domnul Igor, vă rugăm foarte mult! De asta sunteți adevărul! Bună ziua tuturor! Stimați prieteni! Vă îndemn pe toți la calm! Să fim raționali! Acum vreau să mă adresez către simpli liberali, stimați liberali, vreau să vă adresez câteva întrebări. Liderii voștri spun că vor miliardul înapoi. De la cine cere conducerea Partidului Liberal miliardul înapoi? De la cine cere? De la cei cu care vor să refacă coaliția după alegerile locale? Să spună de la cine? Cine a numit conducerea băncii naționale? Să răspundă liderii liberali. Cum s-a furat miliardul? O altă întrebare. Cine a politizat viața publică și instituțiile publice? Cine a fost arhitectul acestei politizări care a dus la oligarhizare și mafiotizare? Cine l-a numit pe Ion Lupu șef la World Zebra? Acel care a organizat vânătoarea din pădurea domnească? Cine? Acestea sunt întrebările, dragi liberali, la care trebuie să răspundă liderii voștri astăzi. Уважаемые русскоговорящие сограждане, обращаюсь к вам с ключевым вопросом героя несравненного Федора Михайловича Достоевского. Твари мы дрожащие или право имеем? Мне нравится ответ на этот вопрос великого писателя Евгения Шварца. Мы должны убить дракона! Дракона коррупции! Но это мы должны сделать сообща, так как сделал Ланцелот. Потом мы должны убить дракона в наших головах для того, чтобы потом вместе, сообща, организовали нашу нормальную жизнь. Спасибо всем! Вернуться в лес! Спасибо! Suntem atât de mulți, este extraordinar, o forță incomparabilă cu vecinii noștri. Domnul Valentin Dolganuc, o voce aprigă a platformei. Bravo! Bună dimineața, Republica Moldova, oriunde ai fi! La Balți sau la Tighina? La Cahor sau Jedinec? La Roma sau Viena, la Paris sau Berlin, la Dublin sau Londra. Eu știu că suntem peste tot. Atâta demnitate nu am văzut de 25 de ani. Atâta determinare, cum te văd aici, alături de dumneavoastră, nu am văzut de 25 de ani. Sunt sigur de victoria noastră. Sunt sigur că vom învinge. Astăzi este ultimul miting de protest. Astăzi vom înainta un ultimatum întregii clase politice. Astăzi vom separa oligarhia de putere, business-ul de politic. Care este termenul ultimatumului? 27 august, Marea Adunare Națională. Atunci când vom pune punctele pe ei, atunci când vom beneficia de o adevărată clasă politică nouă. Pentru aceasta avem nevoie de
oameni noi, de politicieni necorupți, de oameni cu verticalitate morală. De aceea ne angajăm să inițiem fondarea unei mișcări politice care să vă reprezinte. O mișcare politică populară pentru popor, a poporului și în favoarea poporului. Avem nevoie de oameni corecți, onești, care merită susținere pentru trecutul lor impecabil și pentru prezentul lor care îl trăiesc cu demnitate. Și avem posibilitatea ca să facem o repetiție generală la alegerile locale. Eu am venit aici astăzi ca să ținem sfat, ca să vă dăm niște îndemnuri. Cum ar trebui să ne comportăm pe data de 14? Cum ar trebui să votăm? Știu că și dumneavoastră aveți aceste întrebări. Și vă să vă prezint punctul de vedere oficial al platformei noastre. Care sunt criteriile? Deci, cine poate fi primar? Doar cel care are un trecut al vieții demn de urmat. Cel care este o persoană respectată pentru faptele sale. Cel care are un comportament moral. Cel care nu s-a înhăitat cu oligarhii, ci tâlharii. Cel care n-a furat proprietăți publice și proprietăți private. Cel care este un bun manager. Cel care vrea ca acea comunitate în care locuiește să se dezvolte. Cel care este un om de omenie. Nu-i mai votați pe cei care v-au furat, pe cei care încearcă să vă cumpere votul, ca apoi să vă transforme în rob. Pe cei care se gândesc doar la profituri personale. Pe cei care își bat joc de oameni. Pe cei care au dosare penale. Pe cei care nu iubesc localitatea și oamenii săi. Tu decizi, alegătorule. Fii responsabil pentru votul tău. Nu-i mai votați pe cei care nu iubesc neamul și țara. Știu că victoria e aproape. Știu că scaunul oligarhilor se clatină. Credeți în victorie și ea va fi. Victorie! 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 Veteran de război, fermier, satul Corcul, Dondușeni. Și fermierii sunt alături de noi. Bună ziua, țară! Bună ziua, Dondușeni! Bună ziua, Corbu! Sunt azi aici cu dumneavoastră, care este să rămân fără casă, fără masă, fără țară. De la 90 încoace, stimați, compatrioți, vă tot alegem greu de regină, declarativ numai. Dar de fapt, nu se schimbă nimic. Știți cum erau înainte la sovietici? Se schimba numai Vrinisca, Rapo, Capro, Soviet Kolhozov, prostituatele erau aceleași, numai Vrinisca se schimba. Dar acum noi trebuie să facem și una și alta. Să schimbăm și Vrinisca și domnișoarele astea care se vând de pompantin în altă. Dacă cineva se face iluzii că noi avem partide politice, atunci greșește foarte mult. Deoarece noi nu avem partide politice sau guvernare, conducere. Avem o guvernare criminală, niște grupări criminale, mai bine zis. În frunte cu Pohanul Pohiș și cu președintele Pionare,
а похоронили Ворона. Да ты, Данил! Прежде всего, что это женщины падут в политич, фальты бокац, шанта храмин похорон. А это реалитета. И не трогаясь к реалитета. Лор, не трогаем к реалитета нас, к санечия. Говорячи, репрезент, депорали до разбори. Vreau să mă adresez la domnul ăsta care mă consiliez, Maia Sandu, să scrieți pe războiul despre ministru, că generația tânără nu cunoaște istoria. Aici, dacă le-au câte 23-25 de ani, ei nici nu știu că a fost războiul ministru. Și asta tare mă amărește, dar nici frica mea nu știe. Cu mare, cu tare de greu. De aceea, vreau să vă spun că aici sunt cu patru clasi care conduc și stați ministrii de care au școală pe România. Eu încă e băiat de știa, știți. Cu pentru că eu m-aș văca să duc să vând de militar telefoane. Vreau ca acesta domnul să citească pe la 1 septembrie, să citească manualul meu redactat cu războiul de ministru. Și să nu declare el închilatul că armata 14 de ani nimită, că au murit oameni, au rămas femeni, femeii, fănătate, copii, orfani, idiot și este. Să-l fănăm aici în piață, să-l spun în fața noastră, în fața poporului. Și se permit, el idiot și este. Domnul, suntem puternicit de la nord acolo, de Federația Națională a Fermierilor, ca să dăm citire cerințelor acelea care noi le-am cerut de la guvern și până azi nu s-o hotărât nimica. Azi e 7 iunie. Fermierii mei o să răspund cu toată responsabilitatea, fiindcă abia la platformă toți au trișit în loc. Numai prin unire vom învinge idioții de la guvernare. Am cerut fondul de subvenționare în agricultură pentru 2015 la 1.200.000.000, plăți directe la hectar până la 500.000.000. 2. Păstrare cotei TVA de la 8 până la 8%. 3. Promovare și adoptare în Parlament a modificărilor la legea cu privire la piața produselor petroliere, până azi nimic. Stă de câțiva ani proiectul de lege în Parlament, hotărârea nu se primește. Începe de cât de curând a finanțării proiectelor investiționale în agricultură și în deosebire la creditul polonez, unde guvernul polonez a dat la 0,5%, dar idioții de la guvernare l-au mărit de 20 de ore, cu 3%, am cerut până la 1%, Nu am vorba să iasă la 2%. Eu vreau să fac în buzunetul în cabinet la deja. Să nu mi se lasă să mă deschid. Să mă dire ce companiața Consiliului de la Opsul eu insist, eu venit de departe tare. Să mă dire ce companiața Consiliului de Observator și introduce cel puțin 3 membri reprezentanți ai Asociației Fermierilor și Producătorilor Agricol. Asigurarea creditării în agricultură, la dobânzi mici, achitarea la regim de urgență a datoriilor acumulate de către stat față de agricultori în 2014, la subvenționare, compensații pentru struguri, mere, procesare, pierdere, suportate, banii noi, filat s-au pus în viață din uși, la Cinceas și la Cimișlia. Rambursare urgentă a mijloacelor financiare alocate de către Banca Națională, până azi nimic. Oameni buni, nu mai putem suporta. Este o propunere, să-mi să pun propunerea asta către guvernatoare. De azi înainte, dacă ei ne-au furat miliarde, au pus poporul stângemânt, să nu facem nici o plată fiscală, nici un credit să fie rambursat, nici o plată comunală, absolut nimic, până nu întoarc miliardul. E miliardul furat
Vreau să ne iau de înapoi! Mulțumesc de tăi! Copilul meu e în examene de BAC, știți ce e asta? Și suntem și noi, mame. Și că ăsta e mai bun. E mai bun ăsta? Nu e mai bun. Așa, acum mai bine. Stau eu și mă uit pe partea cealaltă de scenă și m-am mai gândit eu vreodată că o să stau așa, eu aici și Corina pus-o acolo, noi care am făcut greve la televiziune. Nu pentru asta am zis. Viața e așa interesantă uneori, curioasă. Se întâmplă și lucrurile astea în viață. Dar numai cel care nu face, nu greșește. Greșim, cădem, ne ridicăm și mergem înainte. Mergem înainte. Asta este cel mai important. De fapt, noi astăzi ne-am adunat ca să ne sfătuim cu dumneavoastră, pentru că sunt foarte multe probleme și întrebări la care trebuia să răspundem. Din păcate, din cauza că din partea stângă este foarte multă gălăgie, nu putem să sfătuim în liniște, de aceea să nu vă supărați, poate dacă o să mergeți cu întrebările fără răspuns, unele dintre ele. Ați văzut că a trebuit să strigăm toți prea tare și asta e situația. Dar știți ce mă bucură? Mă bucură că scena asta, așa mică și păcătoasă cum e ea, plătită din buzunarul fiecăruia dintre noi de aici, este mult mai încăpătoare, de fapt, și are mult mai multă lume pe ea decât scena aia mare, plătită cu mii. Uitați-vă câtă lume e acolo, trei oameni în cruce. Pentru că am venit aici cu noi. Dar aici, la noi, fiecare dintre dumneavoastră poate să urce și să vorbească, dar nu avem timp. În scena asta suntem noi toți, acolo sunt trei, plus unul. Nu contează. Deci, dragii mei, ce vreau eu să vă spun ca să nu vă chinui foarte tare? În primul rând, nu ascultați și nu credeți toate poveștile cu zmei care se spun despre platforma DA. În ultimul timp, eu am citit atâtea de cred că l-au trecut spion creangă câte au inventat despre noi. Asta e una la mână. Știți de ce fac asta? Pentru că se tem de noi. Dar se tem de crapă! Unde s-a mai văzut să se adune atâta lume diferită, fără să fie plătită de cineva și în jurul ei să se adune și mai multă lume, zeci și zeci de mii, cu ecop în toată țara? Ei se tem de noi, oameni buni. Asta apropo de ce, de întrebarea, dar la cine mai trebuiesc protestele? Ce se întâmplă în urma protestelor? Dragii mei, în urma protestelor se întâmplă foarte multe. Ei crapă de frică, o să facă greșeli? Iar europenii, acum, să știți că sunt cu ochii pe ei și împreună cu presiunea populară de aici o să reușim în timp scurt să facem o schimbare în țară. Dar nu cereți asta azi. Noi nu facem revoluție. Noi vrem să ne adunăm, să ne consolidăm, să nu ne mai scoatem ochii unul altuia, că tu așa, că tu așa, că tu altfel. Ajunge, că ei se bucură de asta. Când o să mergeți acasă, vă rog foarte frumos în suflet, vorbiți cu vecinii, în fiecare zi, lucrați ca să ne consolidăm. Până la 27 august mai avem timp, dar pentru asta trebuie să lucrăm. Și nu spuneți, dar ce soluții ne dați voi, platforma, da? Fiecare dintre noi trebuie să dea soluția. Ajunge cât ne-am făcut idoli din un politician și am fost în partidele lor și i-am votat și i-am, nu știu ce i-am mai făcut și ei ce au făcut? Nu, gata, ajunge. Fiecare dintre noi trebuie să lucreze. Și partidul acela politic sau mai multe partide politice trebuie să vină de la noi, de la fiecare.
Nu așa, nu așa doar să mergem la vot, să lucrăm până la vot fiecare în localitatea lui. Vă rog foarte frumos, ăsta este îndemnul meu. Of, multe aș vrea să vă spun, dar cel mai important este jos hoții! Jos, încă o dată fac apel la colegii din stradă. Vă rog să preluați comanda acolo și să fie ordine. Suntem aici pentru un minim calm și liniștit, în pace. Aici aveți un număr de telefon cu care puteți să faceți legătura în continuare. Pentru că, așa cum a spus doamna Angela, avem foarte mult de lucru vara asta care vine. Trebuie în fiecare localitate să ne creăm câte o platformă civică pentru demnitate și adevăr. În continuare, ofer microfonul lui Vasile Năstase. Deci avem în câteva localități și mai multe localități platforme care au aderat la noi. Vasile mai bine știe. Stimați compatrioți, vă mulțumesc fiecare în parte pentru faptul că ați venit alături de platforma civică Demnitate și Adevăr. Noi astăzi suntem mai mulți. Astăzi, la platforma civică Demnitate și Adevăr, au aderat studenții, au aderat pensionarii, au aderat veteranii războiului de la Nistru, reprezentanții structurilor de forță, au aderat oamenii din blocul Unității Naționale, tinerii, au aderat la platforma civică Demnitate și Adevăr, în ultimul timp, aderă întreaga Republică. Este ultima noastră armă împotriva oligarhiei criminale. Oligarhie criminală compusă din cei aflați la guvernare, din cei aflați în Parlament, Filat, Lahătniu, Vălonim, Gimpu și toți ceilalți. Codon, Usate și toți ceilalți care vor să ne pună în genunchi, care vor să ne distrugă. Noi împreună cu dumneavoastră suntem forța cei mare și vom demonstra acest lucru. Vă rog foarte mult, până la 27 august, să transmiteți din om în om, din casă în casă, fiecare cetățean, că ne vom întâlni în Piața Mare a Adunării Naționale. Am depus cerere. Aceasta